Astăzi de Sunt Ziene, o nouă ediție Medicina Live 021-334-7355. Bine v-am regăsit, dragii mei. Așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru că avem un subiect numai bun pentru sănătate, de la mic la mare. Vorbim despre postrologie și postura corectă. De ce e bine să luăm aminte? Îmi răspunde astăzi invitata ediției, Ana Maria Florescu. Bine ai revenit, îți mulțumesc bine tare mult. Și Oana Minculescu, îți mulțumesc și ție. Mulțumesc. Tu astăzi ne ajuți să învățăm cum să stăm corect și sus și jos, da? Corect. Ana Maria, încep cu tine. Ce înseamnă postrologia și postura corectă? Care e diferența? Postrologia este știința care evaluează global corpul față de vertical. Postura este felul în care organismul nostru stă. Mai academic așa, este comportamentul spațial al corpului și al segmentelor sale în mediul ambient, ținând cont de legile mediului ambient. Și cea mai importantă lege este cea gravitațională. Astăzi vreau să punctăm ideea de postură corectă, să arătăm cum se face și cum ajungem acolo. Începem prin a te întreba, se preocupă românii de această parte a corpului? Au ei grijă, au cultura pentru așa ceva? Se o preocupă mai degrabă dacă e vorba de partea estetică. Da, dacă avem un număr mai sus și ne-am strâmbat sau dacă mergem la plajă și se vede scolioza, s-ar putea să fie o oarecare preocupare. Trebuie să recunosc că din experiența mea și a pacienților mei nu este o foarte mare preocupare. E adevărat, am sesizat însă o preocupare mai accentuată a părinților față de postura copiilor și asta este un pas înainte. Bun, vreau să luăm punctual pentru că tu ai pregătit o serie de informații pentru noi. Sigur. Așa încât fiecare să se regăsească în acest spațiu de 30 de minute. Vedem postura corectă în picioare. Foarte în picioare important. Sau în ortostatism. Pot să mai exemplific? Sigur că da. Așa, Oana ne ajută. Bun, care e postura corectă? Și o să încep cu capul. Capul este corect sau stă corect în momentul în care este drept. Nu a plecat, nu rotit spre o parte, nu într-o direcție anume, ci pur și simplu drept. Apoi se poate urmări și pot urmări părinții acasă postura copiilor lor pe zona cervicală, pe ceafă. Dacă ceafa e dreaptă, dacă nu e ușor înclinată, ușor rotită, toate lucrurile astea sunt importante pentru mai târziu. Urmărim apoi în plan sagital sau, mă rog, orizontal, dacă vezi, poziția umerilor. Cei mai mulți dintre noi, mai ales dacă ne analizăm în oglindă, o să vedem că avem umerii un pic decalați, la un alt nivel față de celălalt. Și atunci e bine să avem grijă de acest aspect. Se continuă cu poziția trunchiului, care dacă ești îmbrăcat pare ok și de cele mai multe ori poate să ascundă o problemă serioasă, dar dacă părintele își urmărește copilul acasă, postura corectă e atunci când coloana își păstrează curburile fiziologice, deci noi avem niște curburi, dar nu are curburi suplimentare. Și mai ales, deci nu vorbim de o formă a literei S când vorbim de coloană, atunci când o urmărim, când o privim din spate, nu trebuie să avem un S. Da. Și de asemenea, curburile noastre normale nu trebuie să accentuate. Vorbim de cifoză sau cocoașă și atunci se întâmplă de obicei asta în cazul multora dintre noi și hiperlordoză atunci când avem o curbură mai accentuată la nivel lombar. Deci aceasta este o hiperlordoză. Apoi urmărim poziția șoldurilor, care trebuie să fie la același nivel și iarăși până am putea trage o linie orizontală și să descoperim că șoldurile sunt la același nivel. Vorbim de poziția genunchilor, care nu trebuie să fie prea flectați. Ce înseamnă prea flectați? Un pic îndoiți. Deci noi avem o poziție intermediară, care nu este nici flexie și nici hiperextensie cu genunchii foarte întinși. Trebuie să avem grijă de acest aspect, se urmărește poziția gleznelor și a tălpilor. Ca să vedem dacă avem o postură corectă a tălpilor, facem câțiva pași pe loc și când ne-am oprit, cu ochii închiși, când ne-am oprit, ne uităm să vedem dacă ei au rămas simetric. De multe ori, una din tălpi o ia într-o parte și atunci e clar că este o asimetrie între cele două tălpi. Am reținut, îți mulțumesc tare mult. Acum vorbim despre cum ar trebui să arate. Oana este un exemplu de cum trebuie să arăți, așa că lucrurile sunt foarte bune. Însă, aceste lucruri se pot construi dacă îți înveți copilul să aibă o conduită de viață încât să ajungă să arate așa cum trebuie? Sigur că da. Vorbim, toată postura asta este dată de un lanț de mușchi. Deci noi avem un grup de mușchi, pentru că dacă am construit un sistem care arată ca noi și l-am pune să stea în picioare, n-ar sta. Noi stăm în picioare datorită unui complex muscular.
acest complex muscular trebuie dezvoltat și antrenat de când ne naștem, de când începem să mergem, de când începem să stăm în picioare, până când ne așezăm de tot jos. Ajungem și acolo, unde este vârsta critică. De aici mai putem face ceva, de aici încolo nu mai putem face nimic. Mergem mai departe, postura corectă în mers. Aici avem mari probleme, mai ales când avem și tocuri, când avem și bagaje, deja avem o dificultate. La mers este important să, în primul rând, să ținem capul drept și cu privirea înainte, nu în smartphone. Este cea mai la modă, stie de mers. Și se întâmplă tot felul de accidente din cauza asta. Bun, deci cu privirea înainte, cu pași egali, fără să accelerăm brusc sau să stopăm brusc mersul. Postura este bună atunci când ne simțim cu umerii la același nivel și cu pașii egali. Ce putem, ca un pont pe care pot vinde acum, ca să ai o postură corectă când mergi, e bine să-ți contracți musculatura abdomenului și musculatura fesierilor și atunci coloana va avea cea mai bună postură fiziologică pentru persoana respectivă. Bun, așa facem. E o idee și funcționează. Încălțămintea ce rol are aici? Foarte mare rol și e foarte important să avem pantofi comozi care să nu strângă. Bineînțeles că vom avea o postură greșită dacă pantofii ne strâng și șchiopătăm. Să nu fie cu tocuri foarte mari și noi tot vorbim despre tocuri, e adevărat. Tocurile se pot purta, dar pe o perioadă limitată de timp și cu un oarecare antrenament plus încălzirea dinainte. Așa, bun. Postura înșezândă. Okay. Iar foarte importantă. De fapt, asta este principala mea preocupare în ultima vreme, pentru că cei mai mulți dintre pacienții noștri sunt lucrători la birou și atunci ei stau mult pe scaun. Scaunul pe care stăm, mai ales când suntem la serviciu, adică pe o perioadă lungă de timp și vorbim între 8 și 10 ore, și chiar dacă spunem, doar eu muncesc doar 8 ore, când mergem acasă și ne continuăm lucrul, tot pe scaun stăm și tot asta facem. Și atunci este foarte, foarte important ce facem în acele 8 ore de stat pe scaun. Trebuie să alegem un scaun. El este mai important, dacă vreți, decât salteaua pe care dormim noaptea, unde probabil că nu apucăm să dormim 8 ore. Dar pe scaunul ăla stăm cu siguranță 8 ore, 5 zile minim pe săptămână. Bun. Scaunul trebuie să fie unul ergonomic. Și ce presupune asta? Presupune, în primul rând, să fie comod și confortabil și să mi se potrivească mie cel care voi sta pe el. E important să aibă cotier. Asta s-a studiat multă vreme și s-a demonstrat că forța sau greutatea pe care o duc umerii de-a lungul unei zile de lucru este mare. Gândiți-vă cum ar fi să ducem în mână câte două bidoane de 5 litri de apă și să le ținem așa în poziția asta. Wow. Cam asta este efortul pe care, la care supunem noi brațele. Atunci când lucrăm pur și simplu cu mâinile pe tastatură în față. Bun. Deci ăsta este rolul cotierelor și e bine ca aceste cotiere să fie să poată fi reglate, pentru că nu avem toți aceeași lungime a brațului și antebrațului. Bun. Mai mult decât atât, suportul lombar. Nu toate scaunele au suport lombar, dar există locuri de unde putem cumpăra un suport lombar. Acela se așează, e ca o pernuță mică, care se așează în zona lombară, de obicei se lipește pe scaun și permite coloanei mele să aibă o poziție fiziologică, normală, cea sănătoasă. Vorbim în continuare de tastatură. De asta te-am rugat să aduci un laptop, pentru că vreau să nu folosim laptopul la capitolul tastatură. Bine, dacă avem un mail urgent, un lucru urgent de făcut, nu e un capăt de țară, dar dacă lucrăm o zi întreagă, tastatura trebuie să fie separată de monitor. Una, pentru că trebuie să avem o distanță de 45, între 45 și 75 de centimetri între ochi și monitor. Și doi la mână, pentru că există așa numitul sindrom de tunel carpian. Este o afecțiune care apare aici, pe partea anterioară a pumnului, din cauza compresiei la care supunem noi zona asta, unde sunt mulți nervi și multe vase, când tastăm. Bun, dacă zona asta este afectată, simțim la un moment dat, și sunt sigură că mulți dintre noi au simțit, furnicături în degete. Își fac tot felul de probleme, am tulburări circulatorii, am o hernie de disc cervicală, când de fapt principala problemă este zona asta. Și pentru asta există sisteme, sunt ca niște pernuțe, suport, pentru zona asta atunci când tastă. Și la ce nivel trebuie să fie masa și mai apoi tastatura? Că asta e foarte important. Contează să fie tastatura la un nivel. Tastatura trebuie să vină în continuarea brațelor mele și să o reglez. Știu că sunt multe birouri moderne care nu au suport de tastatură, dar există de asemenea, și m-am interesat și știu, sisteme separate. Deci poți atașa unui birou foarte sofisticat
care nu are suport de tastatură, dedesubt îi poți atașa o tastatură, un suport de tastatură și atunci brațele noastre vor fi la nivelul tastaturii. Și mă gândesc că dacă e să și, poate pentru începător trebuie să urmărească tastele, da, pentru a tasta corect. Trebuie să fie trebuie să fie în față. Ideal este pentru noi să putem să focalizăm bine, să fie undeva în cam jumătate de metru, 50 de centimetri, să luăm așa, să putem focaliza optim. Și cu picioarele, cum stăm jos? Cu picioarele vom sta, în primul rând, unghiul pe care îl face șoldul, putrunchiul este la 90 de grade, dar de asemenea se recomandă 90-120 de grade și la nivelul genunchilor și mai recomand, datorită dorinței de a stimula drenajul limfatic, un suport sub vârfurile picioarelor, care poate să fie de 15-20 de centimetri. Când nu avem un astfel de suport care arată ca o pană, așa, putem folosi două cărți. Punem picioarele pe două cărți sau pe o cutie sau pe un scaunel sub birou. Noi știm foarte bine că pe vremuri existau acele suporturi sub birou și sub băncuțele noastre de la școală, care aveau acest rol de a permite o poziție fiziologică a tălpilor pe parcursul șederii. Și mă gândesc că există și o recomandare după câtă vreme ne ridicăm noi de pe scaun. Nu e bine să stăm 8-10 ore acolo lipiți. Da, e adevărat, n-are legătură cu postura, dar e important să știm că în funcție de antrenamentul pe care îl avem, în funcție de cât avem de stat la birou, eu recomand între 20 și 30 de minute de lucru, cu o pauză scurtă de 2 minute în jurul biroului. Puțin, ne mișcăm puțin. Da, exact, puțin, până la apă sau până la xerox. E foarte important această rupere de ritm pentru postură. E important. Bun, și mergem și la relaxare, că nu prea știm să ne relaxăm și nu prea știm să stăm relaxați în pat sau în fața televizorului. Care da, e o postură corectă pe care eu o recomand și care se pare că se apropie cât mai mult de fiziologic, pentru că, iarăși spun, îi întreb pe pacienți, ce faceți după ce ați stat la birou 10 ore și ați... Și îmi spun, nu, am fost și m-am relaxat la televizor. Ce înseamnă asta? Fie că mă așez aruncată pe o canapea, obosit după o zi întreagă și o canapea confortabilă care e moale și care preia toate curbele noastre, inclusiv cele vicioase, și atunci eu recomand poziția de stat înșezând, cu o pernă în spate, deci o să ajungem într-o poziție oblică, cu o pernă sau două aici, mai ales pe zona lombară, deci un suport lombar, apoi șoldurile flectate la 90 de grade, mai puțin poate 60-90 de grade, apoi un unghi de 90 de grade la genunchi, deci urmează un alt unghi, sub care, să ne fie și mai confortabil, putem pune o pernă. Și atunci, un pic de flexie la genunchi, un pic de flexie, ne apropiem de poziția cea mai confortabilă pentru coloană, astfel încât proiecția forțelor și a greutății corpului pe zona cea mai sensibilă și cea mai solicitată, zona lombară, să fie cât mai mică. Bun, și dacă tot dormim puțin, măcar să dormim sănătos. Da. Ce înseamnă o poziție corectă în timpul somnului? E adevărat, eu sunt adeptul somnului pe orice parte îți convine, numai să te fie confortabil, să te trezești bine a doua zi dimineața. Dar din punct de vedere fiziologic și medical, mai ales pentru cei care, repet, au o problemă de coloană sau de șold, lor le influențează cel mai tare somnul, poziția din somn, starea, lor le recomand să doarmă pe o parte, musai cu pernă, deci eu cred că e bine să avem, să acoperim diferența de nivel dintre cap și umăr, cu o pernă între genunchi și cu genunchii ușor flectați. Bun. Există tot felul de saltele acum, da? Pentru care unii pledează, alții din contră și așa mai departe. Există totuși câteva repere atunci când alegem salteaua să fie alegerea corectă? Eu recomand echilibru. O saltea care să nu fie nici tare, nici moale. O saltea care să te facă pe tine să te simți confortabil și, iarăși spun, sunt adeptul încercării saltelelor. O iei acasă două zile, dacă nu ai dormit bine pe ea, o returnezi. E foarte important, pentru că fiecare din noi are propriile obiective și propriile forme pe structura corpului și e important să ni se potrivească salteaua. Dar să nu fie nici foarte tare și nici foarte moale. Bun, mergem mai departe. Ne oprim asupra tulburărilor, că sunt convinsă că cei din fața micului ecran au câteva semne de întrebare. Le luăm pe categorie, așa cum am și făcut în deschiderea emisiunii. Ok, atunci vom vorbi iarăși. De la de sus, de la cap. Exact. De cele mai multe ori, pentru zona cervicală, o postură greșită este cea de proiecție a capului în față și are legătură cu ce am discutat mai devreme. Ce nu am spus este că monitorul calculatorului ar trebui să fie partea lui de sus, în dreptul ochilor mei. Și să nu fie foarte departe. Dacă e foarte departe sau dacă eu am tulburări de vedere, atunci voi încerca să mă apropii, să focalizez. Dacă mă apropii pentru două minute, nu e un capăt de țară. Dar dacă
pentru 8 ore. Exact, dacă toată ziua mea capul e proiectat, rămân cu el proiectat în față. Deci capul este proiectat în față și putem observa acest lucru urmărind linia urechii, sau mă rog, un punct care pleacă de la ureche, care ar trebui, ajungând la verticală, să treacă prin umăr. Uh-huh. Nu se întâmplă în cazul proiecției anterioare exact. A capului. Bun. Exact. Apoi, vorbim de o postură greșită pentru coloană și spuneam mai devreme o cifoză sau o cocoașă, da. O scolioză, forma de S a coloanei, o hiperlordoză pe zona lombară. Vorbim mai departe de genunchi și vorbim de genuvarum, adică crăcănați, mm-hmm. sau genuvalgum, genunchii care sunt în X interior. Cam asta ar fi. Tulburarea ale picioarelor de postură, iar spunem, dacă unul din picioare este ușor rotit, dintr-o problemă medicală, tot echilibrul corpului se va modifica. Cu siguranță, dacă una din tălpi este un pic mai în exterior, cu siguranță totul are de suferit. Și batem monede puțin pe tulburările coloane, pentru că tot mai mulți tineri au probleme cu coloana din anii copilăriei, de la școală. Da? De ce e totuși bine ca părinții să vină, mă gândesc, o dată pe an sau măcar o dată la 6 luni la un control de specialitate? Este foarte, foarte important și asta este un lucru cu care chiar mă confrunt aproape în fiecare zi cu un copil care... fie încă e în perioada de creștere și atunci avem noroc, fie a depășit perioada de creștere și nu mai putem face nimic și mi se spune, n-am observat până acum că el are o scolioză sau că are un omoplat mai în afară și nu. E foarte, foarte important dacă noi nu ne simțim suficient de în măsură să-i ajutăm pe copiii noștri, să-i ducem la specialiști, sunt foarte mulți, să le facem teste de posturologie, există teste de posturologie, dar e foarte bine să observăm acasă și orice semn anormal, chiar dacă până la urmă nu are nicio consistență, e bine să fie anulat de un specialist. Bun, și anunțam noi pe Facebook câteva întrebări care la prima vedere n-au nicio legătură cu ceea ce vorbim noi astăzi, dar tu mi-ai spus că, iată, între problemele stomatologice și modificările poziției coloanei există o legătură și multe alte lucruri, da? Dacă avem o problemă stomatologică pe o parte, de obicei, mai ales dacă este o problemă de lungă durată care are nevoie de mai mult tratament, pe zona aceea presiunea și forțele care vin între maxilar și mandibulă sunt diferite. Uh-huh. Asta mă va face pe mine să caut un alt echilibru pentru cervicală. Zona mea cervicală va fi ușor rotită spre zona respectivă și ușor înclinată. Dacă zona cervicală e înclinată, să nu cad pe partea pe care s-a înclinat, o să încerc să compensez din zona toracală și respectiv din zona lombară. Uh-huh. Astfel putem ajunge la probleme la dureri lombare de la o problemă stomatologică banală. Cum explicăm piciorul plat și legătura dintre durerile lombare? Bun, dacă avem piciorul plat sau platfus, presiunea va veni ca de talpa, în interior. Uh-huh. Cu siguranță, în momentul ăla, genunchii vor veni după talpă. E firesc, altfel ne putem ține echilibru. Dacă genunchii vin spre talpă, șoldurile merg în exterior. Și mai ales dacă de obicei platfusul nu este bilateral în aceeași măsură. Da. Poate fi, dar nu e. Va fi cu siguranță o asimetrie. Șoldul ușor modificat ca poziție va modifica poziția coloanei și astfel vom avea zona lombară cu o forță diferită decât ar trebui să o primească. Și de aici problemele de zona lombară. Bun, și vreau să insistăm și pe complicații, pentru că atunci când omul este pus în gardă, cu ce poate fi mai rău, poate că se mai uită, poate ar fi bine să iau măsuri de prevenție, da? De sus în jos, la fel, ca Bun, să înțeleagă toată lumea. Complicațiile care pot apărea în funcție de regiune, în primul rând, e o complicație pe care o spun generală, și aceea de contractură musculară, care poate apărea la nivelul gâtului, și știți renumitul torticolis, despre care se spune am stat într-o poziție, am stat strâmb. Asta înseamnă poziție e greșită și am făcut torticolis. De asemenea, proiecția aceea în fața capului poate da spondiloza cervicală, de care ne văităm cu toții și despre care ne spun toate mămicile noastre o spondiloză cervicală. Vorbim mai departe de cifoză, scolioză, exact. Rectitudinea de coloană, care are și o problemă. În anumite situații avem coloana prea dreaptă și nici asta nu e bine, pentru că atunci nu va mai fi preluat șocul la care supunem coloana și transformat într-o forță pozitivă. Vorbim mai departe de probleme ale zonei lombare, până la protruzii discale și hernia de disc. Pentru șolduri, o poziție vicioasă pe o perioadă lungă de timp poate să dea o artroză și pentru genunchi la fel, coxartroză versus gonartroză. Pentru glezne, iarăși, putem vorbi de o artroză și chiar de modificări ale poziției
tălpilor. Bun, îmi spuneai tu că nu vorbim de tratament, vorbim despre recuperare și terapie. Ce înseamnă în acest domeniu? Recuperarea posturii incorrecte se face diferit în funcție de vârsta pacientului. Dacă vorbim de un copil care este în perioada de creștere, și aici voi spune vârstele magice, pentru fetițe la 16 ani se cam termină creșterea, iar la băieței la 18 ani, până atunci modificările de postură nu vor avea impact pe viitor. Dacă modificările de postură corectate exact. Nu vor avea impact pe viitor. De aceea este foarte importantă o evaluare și un diagnostic bun. Este foarte importantă găsirea cauzelor care ne-au dus la tulburările de postură și apoi se recomandă un tratament pe termen scurt, dacă am găsit un copilaj de 6 ani cu scolioză. În secunda aceea, părinții, în primul rând, sunt părinții educați, îi se explică și copilului ce îi se întâmplă și de unde are aceste probleme. Se face o educație a copilului în familie și la specialist. Se lucrează pe kinetoterapie intensă o perioadă până reușim să echilibrăm cât de cât lanțurile musculare. Se folosește de asemenea masajul terapeutic și benzile kinezio-taping, care ne ajută foarte mult în cabinet la noi. Pe termen lung, spuneam de această educație care va trebui să fie până când copilul ajunge adult și după. Mai spuneam de faptul că trebuie verificată poziția la școală și în perioada în care el o petrece cel mai mult timp. Ne gândim unde face și mai important, sportul. Copiii trebuie să facă sport, trebuie să meargă să facă sport organizat cu un antrenor, cu cineva care învață să facă o încălzire, să facă un stretching după, să lucreze, iar când ajungem acolo, îi spunem antrenorului și e important, să-i spunem copilul meu are deja o problemă și aș vrea să țineți cont de asta atunci când faceți sport. Așa e, tu insisti de fiecare dată să facem sport. Da. Mai este problema asta că nu știu în câte școli din România se cumpără mobilierul în funcție de ceea ce spui tu. Cred că în primul rând prețul contează. Mai apoi am văzut că există un spațiu foarte mic între șezut și masă. Copiii care sunt mai măricei stau cu genunchii în gură, vorba vine. Da, și asta este o diferență. Copiii sunt diferiți. Sunt copii cu diferență între ei de 20 de centimetri, băncuțele sunt aceleași. Enorm, 20 de centimetri. La asta se adaugă greutatea de care vorbeam noi mai demult, a ghiozdanului și a ce trebuie ei să ducă până la școală. Și, într-adevăr, cine poate scoate din acest impas este sportul pe care ei trebuie să-l facă tot timpul. Și mișcarea. Chiar dacă noi ducem, sau dacă în ziua respectivă nu are sport, părinții sunt obligați să-i ducă în parc și să-i lase să alerge și să-i lase să-și manifeste toată, să-și consume toată energia, dar și să-și antreneze musculatura, să stimuleze circulația sângelui și drenajul limfatic. Hai să vedem ce au adulții de făcut, cum corectează. La adulți, la ei e puțin diferit, pentru că vorbim de o modificare de postură temporară și asta se datorează faptului că, de exemplu, conduce mașina multă vreme, vorbim de taximetriști, de exemplu, și de obicei stau într-o rână, așa, cu o mână pe schimbătorul de viteze. Cu siguranță toată lumea care a văzut. Bun, domnii aceștia vor suferi la un moment dat, pentru că acest dezechilibru nu are cum să nu se lase cu o contractură musculară. Vorbim de asemenea de doamnele care cară o geantă mai grea pe o perioadă mai lungă de timp, umărul pe care va duce geanta va fi un pic mai înalt, ascensionat față de celălalt. Și trebuie să ținem cont. Bun. Acestea sunt niște modificări temporare. Când vorbim de modificările permanente și dacă a rămas cu această modificare din perioada de creștere, la acela nu mai putem face decât să-i ajutăm să nu aibă complicații și să ajutăm ca tulburarea de postură să nu se accentueze, să nu fie mai grea. Dar dacă osificarea s-a făcut cu un unghi strâmb, cu unghiul strâmb se întâmplă. Dar și în cazul dumnealor vorbim de fizioterapie, de kinetoterapie, care este extrem de importantă, de masajul terapeutic și în cazul dumnealor putem pune kinezio-taping și în ultima vreme din ce în ce mai mulți pacienți ne cer kinezio-taping pe parcursul întregii zile. Și pe termen lung vorbim și în cazul lor de o educare și de o informare apropo de toate aici cauzele. Aici vroiam să ajung dar prevenția e cea mai sănătoasă până la urma urmei. Tu participi, voi împreună, aveți câteva acțiuni formidabile, pe Facebook le-am văzut, da. La care am văzut că participă foarte mulți români. Ceea ce este de bine, nu? Este de bine și din ce în ce mai mult sunt din ce în ce mai multe competiții.
Oamenii însă nu aleargă pentru competiție și nu fac mișcare musculară pentru competiție. Își găsesc tot felul de cauze pentru care aleargă, pentru un copil bolnav sau pentru, sau pur și simplu pentru ei și pentru mișcare, dar e foarte important și numărul de alergători la maratonul de anul ăsta al Bucureștiului s-a dublat față de anul trecut, ceea ce este o veste extraordinar de bună. Vreau să o întrucea și pe Oana, că a tăcut toată emisiunea. Ne oprim asupra tinerei generații, fetelor, da? Că uite, ele sunt din ce în ce mai comode în ceea ce înseamnă sportul, cele tinere. Ce sfaturi le dai tu? Dar ce să facă? De ce ar trebui să se preocupe și de sport, nu doar de ce înălțime au tocurile, cât machiaj pe față și ce haine pun pe ele? Trebuie să se preocupe și de sport, atâta timp cât poartă tocuri, o să ajungă la un moment dat să nu le mai poată purta. Plus că, punând accent pe problema cu piciorul plat, ar trebui, dacă nu au fost duse la un specialist în copilărie, cât a fost perioada creșterii, ar trebui în momentul în care ajung la maturitate, da? Da. Să meargă singure la un specialist, pentru că putem să ne limităm și la numai la, la aspectul vizual. Vizual, exact, exact. Când, apropo de aspectul vizual, foarte multe tinere din România, cel puțin din București, când merg pe tocuri, arată ridicol, cu părere de rău. Eu am o soluție pentru fetele care nu vor să facă sport, pentru că li se pare că nu se face sport, să meargă la dansuri. Dansuri de societate, street dance-ul, despre care am mai vorbit și altă dată. Exact. Sunt niște tehnici foarte bune, antrenante, care unde nu simți efortul foarte tare pentru că e muzică, pentru că te distrezi, pentru că e amuzant. Așa, și într-adevăr, în general, activitățile din viața noastră ar trebui să fie plăcute și amuzante. Și dacă sportul nu ți se pare amuzant, ok, hai să găsim o soluție. Dar la ce vârstă punem noi tocurile în picioare? După perioada de creștere. Adică după 16 ani. După 16 ani. Mm. Adică la 16 ani ești în clasa a 8-a, cred, da. A 9-a chiar. Tinerele din clasa... Ești a 10-a. A 10-a chiar, wow. Tinerele din clasa a 10-a sunt chiar, cum să zic... Antrenate în a purta tocurile, da? E foarte bine atâta vreme cât musculatura picioarelor și a coloanei este permite. Permite. Bun. Un sfat de final, Ana Maria Florescu, pentru românii care ne privesc acum, în ceea ce înseamnă a ieși în natură, că a venit vara, Doamne ajută să nu mai vină ploile, să mergem la mare, să mergem la munte, să mergem facem mișcare, să ne plimbăm, dar înainte de a pleca din casă, haideți să ne uităm într-o oglindă mare, cât mai sumar îmbrăcați, și să ne evaluăm postura. Cum stă capul? Cum stau umerii? Cum stau șoldurile? Dacă avem picioarele la locul lor, genunchii la locul lor, și dacă am simțit că ceva este în neregulă, să cerem sfatul unui specialist. E foarte important, de asta suntem noi specialiști pe planetă, sigur că da. Să ajutăm pe cei care nu-și pot da seama singuri în oglindă de ce. Perfect. Și mintea la purtător, da? Ce? Întotdeauna. Ana Florescu, Ana Minculescu, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vreau să reveniți aici, da, în această formulă. Te reuniți cu domnul profesor dr. Alexandru Oproiu aici la ora 12:30 de minute în direct cu dumneavoastră. Să aveți o după-amiază frumoasă și ieșiți în parc că soarele e pe cer. Cu drag, la revedere! Pe noi ne interesează pietrele voievodului. De ce? S-ar zice că ar fi acolo niște ruine. O să vă spun care este aliatul nostru din umbră. Salvamont 10, Salvamont 10, te anunț o furtună puternică. După concurs o să urcăm toți la izvorul cerului. Galbenii precis ne clocești ceva. Ar trebui să aflăm. A căzut unul în prăpastie. La TVH, aventurile cireșarilor continuă. Aripi de zăpadă. Azi, ora 20.